Bună ziua! Bună ziua! Cum te numești? Ștefă Teodora. Câți ani ai? Am 13 ani. Unde înveți? La Colegiul Național Vocațional Nicolae Titulescu din Slatina. Sursa inspirației? Sursa inspirației pot spune că mă inspir foarte mult și din viața mea proprie, în sensul că personajele principale din povestirile pe care le scriu sunt inspirate, trec prin întâmplări prin care trec și eu în fiecare zi, dar sub altă formă, pentru că aici este o povestire science fiction. Trece prin întâmplări fantastice pe care poate mi le-aș fi dorit și eu să se întâmple. Dar așa mă inspiră foarte mult și cărțile pe care le citesc, lecturile vârstei noastre, basmele vârstei noastre pe care toată lumea le citește până acum și filmele, pentru că filmele acum sunt la modă. Și cum te vezi în viitor, în următorii 5-10-20 de ani în sus? Mă văd medic, deoarece cred că aceasta este vocația mea principală, medic. Îmi place foarte mult să ajut oamenii, îmi place foarte mult să văd, să simt că pot să le fiu un ajutor, să pot să-i vindec de greutățile pe care poate sănătatea le pune și... De asemenea, m-aș vedea și un designer vestimentar, deoarece îmi place foarte mult să desenez și să mă gândesc la ținute pe care aș vrea să le port, poate, sau pe care alții ar putea să le poarte. Aș vrea, de asemenea, să-mi deschid și o casă de modă, un mic butic, dar și, normal, o să continui cu scrisul, o să vreau să scriu un roman în viitor, care poate o să fie... Vreau să pun mai mult din viața mea pe cărți. Angelstown, un orășel liniștit din sudul țării, un orășel în care toată lumea știe pe toată lumea și în care fiecare cetățean își vede de treburile lui. Case micuțe și cochete stau aliniate una lângă alta, de o parte și de alta străzii principale, care duce chiar în centru, către turnul cu ceas al orașului și clădirile moderne de birouri și restaurante din jurul acestuia, unde se concentrează întreaga activitatea persoanelor care locuiesc acolo. Un orășel ca oricare altul la prima vedere, dar cu cât te afunzi mai mult în secretele lui, cu atât devine mai întunecat și mai neobișnuit. Dar acest lucru aveam să-l aflu mult mai târziu. În acest oraș stau eu, doar o adolescentă tipică de 17 ani, Teodora Moore, prinsă în această viață monotonă a tuturor din împrejurim, care încearcă să se integreze, dar nu poate. Poate că par o elevă de nota 10 pentru profesori, o fiică iubitoare și cu minte pentru părinții mei, o prietenă bună și amuzantă pentru amicii mei, dar în realitate sunt doar o tocilară, cum mă știu ceilalți, și nu genul de tocilară care nu are nimic de a face cu viața socială sau cu faptul că nu are niciun prieten, ci genul acela de tocilat care stă cu nasul în cărți de dimineața până seara și nu se plictisește deloc, cel pentru care cărțile sunt un refugiu. Genul acela de tocilat care știe toate detaliile legate de toate cărțile, filmele, serialele sau trupele de băieți favorite și doar stă și îi urmărește cu atâta pasiune pentru că pur și simplu nu poate să-i scoată din viața ei. Adică, într-un cuvânt, un fan. Dar pe cât credeam că viața mea poate fi atât de monotonă, pe atât destinul m-a uimit și mi-a schimbat soarta. Și totul începe într-o zi de septembrie. Eram în fața școlii, pregătită să dau ochii cu toate persoanele pe care le cunoșteam atât de bine de când eram copil, dar care cu timpul s-au distanțat și s-au schimbat în oamenii pe care îi văd acum. Vântul îmi bătea prin păr, răvășindu-mi-l. Simțeam cum îmi usucă fața, parcă biciuindu-mi obrajii ce de-abia se adaptau la frigul ce venise dintr-o dată. Înaintam încet, treaptă cu treaptă, până am reușit să trec de ușa principală pe care se îngrămădeau toți să intre, doar ca să ajungă mai repede în clasele lor. Mă amestec prin mulțimea mea de fețe, cărora nu le-am dat importanță, și mi-am făcut loc până în coridorul principal al școlii. Totul era așa cum îl lăsasem anul trecut. Holul lung și întunecat, cu săl de clasă pe o parte și de cealaltă lui, terminându-se în final cu o ușă spre intrarea profesorilor și cu scările ce duceau la cancelaria de la etajul 1. Urc scările abrupte, iar pașii mă ghidează singur către sala mea de clasă, a doua ușă de pe culoar, pe care scria doar clasa 11-a. Apăs ușor pe clanță, iar ușa se deschide cu un scârțit puternic, făcând toate persoanele din încăpere să amulțească, până să își dea seama că eram doar eu.
Înaintez printre băncile mâzgălite de atâtea generații înaintea mea și mă așez la locul meu obișnuit, ultima bancă, pentru a nu fi remarcată de către cineva. Aveam o senzație ciudată de deja vu, pentru că în fiecare an povestea era aceeași. Intram în clasă, mă așezam la locul meu, iar apoi așteptam să înceapă orele. Spre marele meu ghinion, prietenii mei mergeau la altă școală, undeva departe de a mea. Dar deși ne separa un oraș întreg, încă ne petreceam timpul împreună și ieșeam în oraș cu câteva excepții. Dintr-o dată, gălăgia din clasă a încetat brusc și în câteva momente am văzut-o pe doamna noastră dirigintă, cum intră serioasă și sobră ca de obicei și se așează la catedră. Își scoate carnețelul nou-nouz din geantă și începe să ne citească oralul pentru primele zile de școală, să ne dea lista de manuale și, de asemenea, o listă cu importantele capitole la fizică și lucrurile pe care trebuia să le învățăm din moment ce ne era profesoară de la acea materie. Orele cu ea au trecut aproape pe nesimțite și deja s-a făcut timpul să plecăm spre casă. Îmi strâng toate lucrurile și ies afară în curtea școlii, unde prietenul meu cel mai bun de la cealaltă clasă, Brian Grier, mă aștepta cu zâmbetul său ștergat pe față. Nu știu ce făcea, dar când afișa acel zâmbet, mereu simțeam că toate grijile și problemele mele dispar și în sfârșit puteam să mă relaxez. Deci, cum a fost ziua ta până acum? Începe el cu tonul său nerăbdător, semn că avea să-mi spună ceva important. Bine până acum. Știu că vrei să zici ceva care te entuziasmează, așa că poți să treci direct la subiect și să nu-ți mai bați capul cu detalii neimportante despre cum a fost ziua mea. Bun, deci tocmai am aflat că în oraș vine un pianist faimos, care vrea să-și încheie turneul cu un ultim concert aici, ca mai apoi să se poată muta definitiv în noua casă pe care a cumpărat-o aici în Angel's Town. Și care e motivul pentru care ești entuziasmat? Întreb eu deja nedumerită încă de răspunsul pe care Brian mi-l dăduse. Sunt, pentru că părinții tăi pot să ne plăcure locul la concertul lui și de asemenea pot să ne facă cunoștință cu el. Teo, doar știi cât de mult înseamnă asta pentru mine. Motivul veșnic pentru care Brian mă bătea la cap. Părinții mei erau organizatorii tuturor concertelor sau spectacolelor din oraș, așa că puteam lua bilete cu ușurință la orice spectacol voiam. Doar că de obicei nu mă duceam la spectacole, deși beneficiam de acest avantaj, preferând mai mult să ascult muzică clasică acasă decât artiști care nu au înțeles niciodată alta muzicii. Dar doar pentru Brian aveam să mă duc, ținând cont că și el a făcut atât de multe pentru mine când am avut nevoie. Bine, o să văd ce pot face și îți dau de veste în seara asta dacă am rezolvat ceva. Dar să știi că nu promit nimic, pentru că nu știu dacă părinții mei o să fie atât de entuziasmați ca tine. Îmi cunoșteam bine părinții și un concert de muzică clasică nu era tocmai pe gustul lor, sau al cetățenilor din Angel's Town. Până acum veniseră doar cântăreți de pop sau folk, dar niciodată muzică clasică, pentru că pur și simplu majoritatea oamenilor nu o puteau suporta. Mă grăbesc spre casă, pe străduțele mici ale orașului, acoperite de frunze căzute, care formau un covor pictat în nuanțe de ruginiu, roșu, galben și portocaliu. Vânturile împrăștiale, luașile muta dintr-o parte în alta, ca într-un dans, ca într-o horoveche a naturii. Crengile goale ale copacilor deja păreau schelete, care se unduiau ușor în rece adiere de toamnă, care se instalase prea devreme față de alți ani, parcă încercând să-mi spună ceva. Întregul peisaj era cufundat într-o tăcere stranie și o melancolie care te făcea să-ți dorești parcă să te întorci undeva în timp, când totul era verde și vesel. Mergeam fără să-mi dau seama unde sunt, îmi lăsam pașii să mă călăuzească către casa mea, în timp ce doar observam întreagăt casele care se pierdeau și ele în peisajul mohorâr, până am ajuns în zona atât de familiară mie, unde mi-am petrecut întreaga viață. Casa noastră nu era diferită de alte case din zona. Era doar una obișnuită în Angel's Town, respectând întocmai arhitectura locului. Nu era foarte mare, dar nici mică, încăpând cu ușurință trei membri acolo, având în total de trei dormitoare, un living, o bucătărie, două băi, toate dispuse pe cele două nivele ale clădirii. Pășesc pe poteca asfaltată din fața ei și mă îndrept cu pași grăbiți spre intrare, unde ușa era larg deschisă, iar în cadrul ei stăteau cei doi părinței mei, parcă așteptându-mă. Puteam citi pe fețele lor entuziasmul, având aceeași expresie ca Brian, o expresie care îmi dădea de bănuit. De ce stați aici în cadrul ușii să mă așteptați și nu așteptați în casă, unde, apropo, este mult mai cald și mai confortabil? Îi întreb eu pe cei doi, care păreau că mă auzeau, dar nu înțelegeau mare lucru din ce spuneam. S-a întâmplat ceva? A, nu, nu e nimic, dragă, spune mama cu o privire visătoare. Doar că eu și tatăl tău voiam să-ți propunem să ne ajut să organizăm un spectacol de muzică clasică, pentru că știm cât de mult îți place. Și în plus, o să poți să socializezi mai mult cu persoane necunoscute, cu care va trebui să colaborezi, să vă duceți planul până la bun sfârșit. Și de asemenea, poate-ți faci și prieteni noi. Vechea poveste cu socializatul.
Nu știu de ce mama și tata credeau de multă vreme că nu socializez suficient și că nu ies prea des în oraș cu prietenii sau că nu pot să colaborez cu cineva fără să mă bâlbâi. Știam că stăteam toată ziua cu nasul în cărți și nu prea vorbeam cu nimeni, dar pur și simplu așa îmi plăcea, să stau singură să-mi creez lumi de fantezie sau pur și simplu să desenez. Știam că nu eram un copil ca alții care la vârsta mea stau și se distrează la petreceri sau pe nu știu unde, dar acesta nu trebuia să fie un motiv prea mare de îngrijorare pentru părinții mei. Pur și simplu eram diferită. Ok, dar cu o singură condiție. Vreau două bilete la spectacolul acela pentru mine și Brian în cele mai bune rânduri pe care le aveți. Chiar își dorește să meargă și nu pot să-l dezamăgesc după ce mi-a găsit ultimul exemplar rar din seria mea preferată de benzi desenate. Avem o înțelegere? Da, s-a făcut. Dar dacă o să fii organizatoare, va trebui să-ți duci sarcina până la capăt, așa că te așteaptă o grămadă de muncă pentru acest eveniment, spune tata foarte serios. Sper că știu în ce te bagi. Cred că sunt destul de mare ca să pot să mă descurc. Am să vă demonstrez amândouă dacă pot să fac acest lucru ca la carte. Nu mă subestimați. Spunând toate acestea, intru în casă și mă îndrept către camera mea, locul meu de refugiu în zile ca acestea. Nu îmi venea să cred că părinții mei nu aveau deloc încredere în mine să pot organiza totul de una singură și credeau că o să mă retrag cum dădeam de greu. Dar nu rămâne așa. Trebuia să le arăt că sunt capabilă, că mă descurc sub presiune. Acest spectacol avea să fie cel mai frumos pe care îl văzuse Angels Down vreodată. Zilele au trecut, iar eu continuam să balansez munca și școala și nu mi-era deloc ușor. Imediat ce-mi terminam temele și lecțiile, mergeam să pregătesc totul. Aveam planuri, diagrame, liste și schițe cum doream să arate întreg evenimentul și nu puteam doar să las baltă totul pentru că voiam să arăt că sunt capabilă. La final, totul arăta impecabil. Intrarea în sala de spectacol era decorată ca o sală de bal, cu un covor roșu care ducea către încăperea unde se ținea concertul, iar balustradele scărilor ce duceau la etaj erau îmbrăcate în panglici de mătase mov și luminițe ca să dea întregii camere un aer de mister. La intrare erau puse câteva gustări în caz că oaspeților li se făcea foame și brușuri cu misteriosul artist care venea pentru prima dată în Angels Down, Shawn Mendes. Efortul meu de aproape două săptămâni dădea roade. Era în sfârșit seara spectacolului. Luminile felinarelor de pe stradă alungau negura ce amenința să se răspândească, în timp ce eu, părinții mei și Brian ne îndreptam grăbiți către sala de spectacol, care se vedea deja luminând, ascunsă printre copacii noduroși vechi de zeci de ani, ce stăteau acolo datorită blestemului rădăcinilor lor adânc înfipte în pământ. Clădirea odată impunătoare și solitară, fiind acum animată de voci de oameni care râdeau și se simțeau bine. Totul arăta exact așa cum plănuisem și deja puteam vedea pe fețele părinților mei că erau uimiți de ceea ce făcusem. Teo, este minunat! Arată ca un palat desprins dintr-un bazm și decorațiile! Ai făcut o treabă minunată! Spune mama în timp ce scana intrarea cu admirație. Baltazar! Spune mama în timp ce se întoarce către tata. Cred că nu ne-am fi descurcat niciodată așa de bine cum s-a descurcat ea. Tata a încuvițat doar cu o mișcare a capului, încercând să fie serios, dar îi puteam vedea zâmbetul ce începea să se formeze în colțul gurii. Mă simțeam mândră de mine, căci în sfârșit părinții mei și-au dat seama că pot să mă descurc și singură. Eram atât de fericită că mi-a ieșit totul bine, căci nici măcar nu am fost atentă la toți oamenii care veneau să mă felicite pentru munca făcută. Era ca un vis devenit realitate, să dovedesc lumii în sfârșit ce pot face. Încăperea era plină de oameni cunoscuți, aproape toți colegii mei de clasă și de școală erau acolo și se simțeau bine împreună cu părinții lor. Totul se desfășura în decorul de bază pe care îl creasem eu. După ce discuțiile încetează, intrăm și ne așezăm la locurile noastre, făcându-ne comozi în scaune. Adevărata sală de spectacol era scăldată în lumina caldă a candelabrelor care ardeau deasupra noastră, trimițându-și razele către scena încă goală, pe care se afla doar un scaun și un pian. Deodată toată sala izbucnește în aplauze, iar pe scenă își face apariția un bărbat îmbrăcat în frac. Nu puteam să-i disting trăsăturile feței, dar ținuta și modul în care se mișca îi spuneau povestea. Era tânăr, dar în același timp părea împovărat și serios, simțind în avans greutatea muzicii pe care avea să ne-o prezinte. Se așează la pian și se pregătește. Toți puteam să-i vedem pe panoul cel mare de deasupra scenei, degetele lungi și albe ca de hârtie, duritatea acestora. În sală se face liniște, iar el începe să cânte. Notele muzicale treceau pe lângă noi, făcându-și loc până în inimile noastre, în timp ce degetele lui apăsau cu putere pe clapele pianului, creând o simfonie magică. Toți eram fascinați, simțeam cum ne poartă prin lumi de poveste. Îi puteam simți emoțiile prin muzica pe care o cânta. Parcă mă purta undeva departe, pe un lac cu o barcă îngustă și mică, care aluneca ușor pe luciul apei, printre papure și nufe, sub lumina lunii și a stelelor. Și brusc mă simt transportat acolo.
Văd întregul peisaj de la distanță ca un spectator, privind la bărcuța în care doi oameni stăteau și priveau adâncul cerului. Le simțeam inimile bătând repede, le simțeam fiecare respirație, de parcă fiecare secundă era prețioasă. Mă simțeam pe mine acolo. Brusc, muzica se oprește și imaginea ciudată pălește, odată cu notele muzicale și tot ce pot vedea e iar e sala de spectacol, acum scăldat în aplauzele spectatorilor. Mă ridic de pe scaun împreună cu ceilalți ca să ne aplaudăm artistul și mama îmi dă un buchet mare de trandafiri pe care mă pune să-l țin. Du-te și du-i-l de vreme ce tu ești organizatorul. Haide, spune și mă împinge către scenă. Îmi fac loc printre scaune și printre toți oamenii de acolo și urc ușor treptele scenei. El era la mijlocul acestuia, înclinându-se, acceptând cu zâmbetul pe buze toate aplauzele. Și apoi mă vede. Privirile ni s-au întâlnit și brusc am început să-mi simt inima bubuindu-mi în piept. Acum puteam să-l văd clar. Era înalt, cu un păr negru, intens, ca un abis întunecat de secrete, ce îi punea în evidență pielea albă de hârtie și ochii săi adânci și albaștri, ca oceanul sau ca cerul senin în zilele liniștite de vară. Avea maxilarul bine conturat și buze mici și delicate deasupra unei gropițe în bărbie. Mă îndrept înspre el cu buchetul de flori la piept, încercând să zâmbesc în timp ce îi dădeam, dar pur și simplu nu puteam. Ceva din privirea lui îmi părea familiar, de parcă mai văzusem ochii acei albaștri undeva cu mult timp în urmă. Ne strângem mâinile și brusc, imaginea încep să mi se perinde prin fața ochilor. O sală de bal plină cu dansatori misterioși cu măști pe față, care se unduiau în perechi pe melodia lină a unui pian, unde l-am văzut pe el, cu părul căzându-i pe față, concentrat pe clapele pianului. Imediat sunt absorbită înapoi în universul meu, grăbindu-mă să cobor repede de pe scena care deja mă înfricoșase. Îi simțeam privirea de gheață în spatele meu, cum mă urmărea prin sală, până la locul meu, parcă suflându-mi în ceafă. Când m-a văzut mama, cred că deja eram palidă, pentru că o umbră de îngrijorare îi traversase fața. Teo, ești bine? S-a întâmplat ceva? Te simți rău? Întreabă mama, care deja se panicase, văzându-mă atât de neliniștită. Nu s-a întâmplat nimic, doar că a trebuit să-mi fac loc prin toată agitația aceea și am început să mă simt ușor neliniștită, atâta tot. Nu-ți fă griji, sunt foarte bine. Încerc să zâmbesc cât mai convingător și se pare că mi-e ieșise, pentru că am putut să o văd pe mama liniștindu-se dintr-o dată. Ne îndreptăm spre tata și Brian, care deja râdeau și se simțeau bine, și plecăm toți împreună la etajul clădirii, unde se ținea petrecerea cu cocktailuri organizată de părinții mei, pentru ca invitații să se simtă bine. Toată lumea se distra, dar cu cât încercam și eu acest lucru, cu atât o neliniște în interiorul meu creștea cu fiecare minut care trecea. Nu puteam să înțeleg ce se întâmplase pe scenă, ce erau cu viziunile acelea pe care nu puteam să le explic. O simt pe mama brusc cum mă ia de mână și mă trage după ea până într-un colț al încăperii, unde pianistul termina de discutat cu câțiva dintre oaspeți. Privirile ni se intersectează, iar și parcă văd în ochii lui o scânteie, un fulger ce a trecut într-o secundă. Cred că deja începeam să am vedenii sau să-mi pierd sănătatea mentală. O aud pe mama cum se bagă în vorbă cu ea și deja nu mai puteam suporta să stau acolo. Vai, domnule Mendes, ați fermecat întreaga sală cu muzica dumneavoastră. A fost minunat! Chiar și fica mea a spus că ați fost extraordinar, ținând cont că ea este o mare fană a muzicii clasice. Vă rog, doamnă Moș, spuneți-mi Sean. Sunt foarte bucură să aud că muzica mea a fost apreciată de cineva care se pricepe în domeniul muzical. Nu mă pricep prea bine la muzică. Intervin eu, doar că îmi place foarte mult să ascult și să simt ce dorește artistul să transmită prin tot ce cântă. Îmi place să-mi imaginez decorul la care se referă prin fiecare notă și ton. Sean deja se uita la mine cu interes și cu o privire plină de admirație, ca și cum spusesem ceva foarte inteligent și foarte interesant. Și permite să-mi întreb, ce ți-ai imaginat în timp ce cântam eu? Întreabă el cu un zâmbet strângat pe buze, care îi lăsa la vedere dinți incredibil de albi. Mă pregăteam să răspund la întrebare când mama m-a întrerupt brusc. Scumpo, vezi că mă duc la tatăl tău. Scuză-mă, Sean, dar trebuie să mă retrag. În schimb, ce las pe fica mea să discut cu ea. Mama se îndepărtează cu pași repezi și se îndreaptă către tata, care discuta cu câțiva bărbați, băgându-se în conversația lor. Deci, spune Sean, chiar m-ai făcut curios despre ce-ți imaginezi despre muzica mea. Păi, începe eu neîncrezătoare, am văzut un peisaj de noapte, totul se petrecea pe un lac cu papură și nufe, sub clar de lună, în timp ce stelele străluceau pe cer, iar în mijlocul lacului era o bărcuță în care erau doi tineri care admirau luna și parcă visau. Am simțit fiecare emoție prin fiecare notă, am putut să le simt bătăile repeze ale inimii și visele din interiorul sufletelor lor. Am putut să le simt dorințele și le-am văzut trecutul. Știu că pare nebunesc sau prostesc, dar pur și simplu câteodată pot să simt fiecare trăire și sentiment al fiecărui artist care a pus suflet în compoziția muzicală. Nu doar a scris piesa pentru faimă sau bani, dar nu cred că la asta ai vrut să te referi când ai compus-o.
Fața lui Sean a devenit brusc serioasă, dispărându-i zâmbetul de pe buze. Mă privea fix cu o curiozitate ieșită din comun, de parcă dorea să-mi citească adânc în suflet. Liniștea dintre noi deja devenise stânjenitoare, iar eu deja credeam că îl speriasem cu prostiile mele. În cele din urmă, Sean începe să vorbească. Ciudat, dar e singura până acum care a putut simți ce am vrut să transmit prin melodia mea. Parcă ai putut descifra fiecare notă muzicală pe care am scris-o și ai transformat cântecul într-o poveste. Pur și simplu incredibil. Am simțit încă de când te-am văzut că ești specială, dar nici acum nu-mi pot da seama ce te face așa cum ești, Theodora Moore. Apropo, ai organizat minunat acest eveniment. Îmi place cum ai decorat totul și vreau să-ți mulțumesc că ai făcut totul să fie atât de minunat la concertul meu. Pur și simplu sunt vrăjit. Nu a fost mare lucru oricum, spun eu ignorând cu desăvârșire partea cu mine fiind specială. Cu decoratul a fost mai greu pentru că a necesitat schițe și desene pentru a-i face pe ceilalți să-mi înțeleagă ideile și de asemenea cu balansatul timpului a fost mai dificil, deoarece școala de-abia a început și trebuie să intru în rit. Nu puteam să-mi neglijez studiile pentru așa ceva, dar desenatul și pregătitul au fost chiar amuzante. Dacă îmi permiți să te întreb, spune Sean, ce te-a făcut să alegi culoarea MOV pentru acest eveniment? Pentru că pot vedea numai decorațiuni MOV pe aici și chiar mă întrebam de unde ai ghicit că aceasta era culoarea mea preferată. Când am auzit, am rămas cu gura căscată. Culoarea lui preferată era MOV-ul, aceeași ca a mea. Cu cât ajungeam să-l cunosc mai bine, cu atât era mult mai interesant și cu atât mai mult simțeam că-l cunosc de o eternitate, de parcă ne mai întâlnisem undeva înainte. Ce coincidență, MOV-ul este și culoarea mea preferată, spun eu cu o voce care să-mi mascheze uimirea. Dar în mod simbolic, MOV-ul este culoarea regilor, întrucât pe vremuri numai cei bogați aveau destui bani încât să-și permită vopsitul hainelor. De asemenea, MOV-ul reprezintă și echilibrul, atât fizic, dar și spiritual, întrucât această culoare este obținută prin combinația în măsură egală a roșului cu albastrul. Sean părea uimit după ce îi spusesem pe scurt semnificația culorii MOV, de parcă nu s-ar fi așteptat ca cineva să o fi știut. Era ceva la el, ceva întunecat, dar în același timp și tainic, care mă făcea să vreau să-l cunosc mai bine pe acest misterios compozitor. Fiecare expresie a lui îmi trezea amintiri vagi, care nu știam de unde le aveam, pentru că păreau desprinse din povești cu prinși și prințese, fața lui potrivindu-se prea bine cu fața eroilor pe care mi-i imaginam când mama îmi citea povești la culcare cu mulți ani în urmă. Scuză-mă că te întreb, știu că ar putea părea nepoliticos, dar câți ani ai? Pentru că pari foarte înțeleaptă pentru vârsta pe care ți-aș da-o, rostește nesigur el. Îmi dai 17 ani, sunt în clasa 11-a, deci știu că arăt mai tânără decât sunt de fapt. O mulțime de lume mă confundă cu o fată de 14 ani, așa că nu este nicio problemă că mă întrebi. Majoritatea lumii îmi face. Sean zâmbește și își aruncă o privire către ceasul de la încheietură. Își ridică privirea spre mine, cei doi ochi albaștri, măsurându-mă din cap până în picioare, ca mai apoi să-i întâlnească pe ai mei. Trebuie să mă scuz, dar este timpul să plec. Deja s-a făcut foarte târziu și regret nespus de mult că ne despărțim acum, dar doresc să te invit într-o după-amiază să mai stăm de vorbă, pentru că ești așa de matură, în ciuda vârstei, plus că mi-aș dori un prieten apropiat de vârsta mea. Aș fi încântată să mai stăm de vorbă, dar dacă nu te superi, câți ani ai mai exact? Sean râde și se întoarce spre cuierul de lângă noi să-și ia sacoul. Îl îmbrac, apoi se întinde să-mi ia paltonul, după care mă ajută să-l îmbrac. Am 19 ani, deși nu mulți ar crede, pentru că se gândesc cum ar putea un copil să fie atât de faimos. Și totuși, am 19. Dacă nu te deranjează, îmi permis să te conduc până acasă, deoarece văd că părinții tăi au plecat deja și nu aș dori să te las singură, mai ales cu toate cele ce se pot întâmpla la ora aceasta. La ultimele lui cuvinte, deja scanam cu privirea încăperea pentru a-mi găsi părinții, dar și-o n-avea dreptate, plecase la acasă fără mine. Cum oare puteau să mă lase de una singură la o oră atât de târzie, noaptea, când pericolele pundeau la tot pasul? Nu este nevoie. Nu aș dori să întârzi undeva sau să stai peste programul tău obișnuit doar ca să mă conduci. Pot să merg și singur acasă. În plus, e aproape, dar trebuie să ajung în partea de vest a orașului, spun eu cu cel mai convingător ton posibil, încercând să maschez deja faptul că eram speriată până în măduva oaselor de ideea de a merge singură noaptea pe stradă. Insist, spuse Sean pe un ton hotărât, parcă citindu-mă ca pe o carte deschisă. În orice caz, și eu tot în direcția aceea mă îndrept, deoarece acolo mi-am cumpărat noua casă. Totul parcă se întâmpla prea repede. Acum 8 ore nici nu-mi puteam imagina că o să vorbesc cu misteriosul pianist care s-a mutat în oraș, dar să mai și stau în cartier cu el sau că urma să ne întâlnim într-o după-amiază să mai discutăm. Sau că o să am un moment bizar când o să am vedeni și imagini de nu știu unde cu el cântând la un pian, o să-mi apară în fața ochilor. Ieșim din sala de petrecere de la etaj, Sean îmi oferă brațul, iar eu îmi înfășor mâna în jurul brațului său și coborând scările încă aranjate, sub privirile curioase ale tuturor colegilor mei de școală.
Parcă puteam să citesc uimirea și urea de pe fețele lor, în timp ce eu și Sean ne îndepărtam de ei. Un lucru era sigur, Sean era un adevărat gentleman. Avea bunele maniere și în mod sigur știa cum să discute cu o fată fără să o jignească, așa cum se întâmpla cu mulți băieți din zilele noastre. Strada era pustie și cufundată în tăcere, felinarele trimiteau raze de lumină slabă către noi, luminându-ne doar drumul, căci în rest totul era absorbit de negura ce pusese stăpânire pe oraș odată cu venirea nopții. Nu se auzea nimic decât sunetul tocurilor mele ce loveau asfaltul trotuarului într-un ritm lent. Eu și Sean nu ne grăbeam, ci mergeam de parcă totul era o plimbare liniștită, de parcă ne știam de o veșnicie și doar petreceam mai mult timp unul cu celălalt. Dintr-o dată, în spatele nostru se aud pași grăbiți, ca atunci când cineva de-a alerga către noi. Îmi întorc capul și văd un bărbat în vârstă, cu o cicatrice uriașă pe obrazul stâng. Cum stătea în lumina felinarului, părea inuman, cu ochii sclipindu-i. Deodată, culoarea ochilor lui s-a schimbat din negrul intens pe care l-avea într-un roșu intens și strălucitor, în timp ce bărbatul rostea un fel de incantație străveche într-o limbă pe care nu o puteam recunoaște. Ego consero et benedico, istum circulum per nomine dei altissimi, in hex scripta, ut sit mihi et omnibus. Îl simt pe Sean cum se încordează brusc, iar o bilă mare de foc se ivește venind către noi, aruncată de omul bizar, făcându-mă să țip când mă țineau plămânii. Îi puteam simți căldura care se apropia de noi cu fiecare secundă ce trecea, dar dintr-o dată a dispărut într-o fracțiune de secundă, lăsându-mă mărmurită. Mă întorc către Sean și mă îngrozesc și mai tare. Era învăluit de o lumină puternică aurie care strălucea prea tare, iar din spate îi ieșeau două aripi albe imense care începuseră să fluture, înălțându-l deasupra pământului, deasupra adversarului său. Reușea să pareze toate loviturile pe care le primea cu mâinile goale, din când în când trimițând câte un fulger de lumină către omul care ne urmărea. Scântei și lumini zburau dintr-o parte în alta, în cele din urmă, Sean reușind să-l lovească pe inamicul său cu un fulger, rănindu-l, făcându-l să se retragă din luptă în câteva minute, fiind deja dispărut. Nu-mi venea să-mi cred ochilor ceea ce vedeam. Clar începusem să o iau razna. Aveam vedenii sau poate că acesta era doar un vis urât și ciudat din care mă voi trezi dimineața și nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat. Dar era totul real. O puteam simți. Puteam simți tensiunea din aer după acea luptă crâncenă. Sean tocmai revenise la forma lui normală de om când a început să alerge către mine. Teodora, îți pot explica totul, încearcă el să-mi spună în timp ce se apropia. Stai departe, reușesc să spun îndepărtându-mă brusc de el. Ce naiba a fost aia și ce naiba ești tu? Încep eu să strig deja frustrată de tot ceea ce se petrecea. Nu, spune-mi te rog că nebunesc, că nu sunt sănătoasă mental. Spune-mi că mi s-a părut tot ce s-a întâmplat. Încep să plâng nemai înțelegând nimic. Lacrimile mi se rostogăleau pe față, iar frica pusese deja stăpânire pe mine. Îmi simțeam inima bătând nebunește în piept, mâinile îmi tremurau violent și tot ceea ce puteam face era doar să mă holbez la Sean și să plâng. Ce fusese scena de mai devreme? Chiar începusem să nebunesc? Teo, începe Sean cu un ton blând. Ce s-a întâmplat acolo? Reușesc eu să spun printre lacrimi și suspine. Îți pot explica, dar haide mai întâi să ajungem acasă, pentru că e mai sigur acolo decât aici. Promit să spun totul, spune, văzându-mă nehotărâtă dacă să-l cred sau nu. Se apropie de mine cu pași mărunți, așa încât să stea fix în fața mea și își pune mâinile pe umerii mei. Mă uitam în ochii lui albaștri tulburați și tot ce puteam citi era teamă și îngrijorare. Acum ești în siguranță, șoptește el, apoi își pune o mână în jurul umerilor mei și ne îndreptăm către casa lui, care era la numai o stradă distanță de a mea. Intrăm în casă, iar Sean mă conduce până pe canapeaua din living, unde mă lasă doar pentru câteva minute, ca mai apoi să se ivească cu două căni de ciocolată caldă. Mi-o dă, iar imediat cum beau din ea, simt căldura răspândindu-se prin tot corpul meu, care nici măcar nu mai simțea frigul de afară. Se așează pe fotoliul din fața mea și își bea ciocolata în liniște. Ca să-ți explic tot ceea ce s-a întâmplat acolo, trebuie să încep cu faptul că nu sunt un om normal. Sunt un înger. Știu cât de penibil ar suna asta, dar treaba e că sunt un înger pedepsit de ceruri, doar pentru păcatul părinților săi, exilat aici, pe pământ, pentru a căuta singurul lucru care l-ar putea scăpa de exil, singurul lucru pe care părinții săi l-au furat din rai, un vechi manuscris care descrie cum cineva poate distruge raiul. Acesta este biletul meu spre libertate, spre împărăția cerurilor, iar eu nu vreau să-i ratez pe cum părinții mei. Legenda spune că atunci când a avut loc răscoala lui Lucifer, îngerul Azazel, tatăl meu, s-a coborât pe pământ și a pus un simplu muritor să scrie pergamentul care putea distruge tot divinul în caz că Lucifer câștiga. Dar acest lucru nu s-a întâmplat și după răscoală, Azazel și-a vrut pergamentul înapoi, fiind conștient cât de puternic este și că dacă ar cădea în mâinile cui nu trebuie, asta ne însemna sfârșitul lumii. Nu s-a gândit că poate acel om a fost viclean și a ascuns pergamentul undeva unde nu putea fi niciodată găsit de cineva.
Acest lucru a ajuns și la urechile lui Lucifer, care de-a lungul secolelor și-a tot trimis acoliții să caute acel pergament și să-i-l aducă, dar în zadar. Tot ceea ce ai văzut în seara aceasta era un servitor de-a lui Lucifer, care încerca să pună mâna pe el. Dar singura problemă este aceea că nici eu nu știu unde se află. Am trăit mii de ani și am colidat pământul să-l găsesc și singurul loc unde nu am căutat este acel storoșel care nici măcar nu știam că există până acum câteva luni când am decis să mă mut aici. Deja totul începea să se clarifice în mintea mea, dar tot parcă nu-mi venea să cred că așa ceva era real și mi se întâmpla tocmai mie. Adică de ce nu putea alege altă fată din Angel's Town care visa la așa ceva, care visa să se întâlnească cu supranaturalul? Când am dat mâna pe scenă, am avut o viziune cu tine cântând la pian, la un bal mascat. Ce înseamnă acest lucru? Adică am înnebunit, nu? Îl întreb eu deja dorind să clarific o dată pentru totdeauna lucrurile. Un zâmbet melancolic apare pe fața lui Sean, părând prins pentru câteva momente bune undeva în trecut, printre amintiri. Aceea a fost prima dată când ne-am cunoscut, august 1789. Familia Blackthorne dăduse un bal în cinstea fiicei lor și au invitat toți nobilii din ținut, inclusiv familia ta. Eu eram în timpul căutărilor manuscrisului la Paris, iar Horace pur și simplu a vrut să cânt eu la pian. Am acceptat și m-am dus acolo doar la insistențele lui, dar nu după mult timp nu avea să mai îmi pară rău că mă aflam acolo, pentru că te-am văzut pe tine. Erai la fel de frumoasă ca acum, cu părul castaniu, căzându-ți în valuri, pe umeri și pe spate. Îmi amintesc totul atât de bine. Purtai o roche mov care te făcea să arăți ca un iris ce de-abia înflorea. Floarea ta preferată de atunci îți punea în evidență finețea și delicatețea feței. Și acum țin minte atunci când te-am zărit, cum am îndrăgostit pe loc de ochii tăi căprui, de zâmbetul tău larg și de pomeții tăi rumeni pe care credeam că nu o să-i mai văd vreodată. Se spune că pentru fiecare înger există un suflet care să le fie alături în rai. Încă din seara aceea știam că tu aveai să fii, chiar dacă probabil nu mai aveam să te văd niciodată. Dar parcă destinul ne tot aducea împreună. De fiecare dată când ieșeam în oraș, se întâmpla să-mi tai calea sau să dai peste mine pe stradă și pur și simplu nu puteam să nu mă îndrăgostesc și mai mult de tine, de firea ta jucăușă și optimistă, deși erai atât de timidă și mereu cu nasul în cărți. Și așa am ajuns să mărturisesc sentimentele și tu ai făcut la fel, dar în momentul în care mi-ai zis totul în cuvinte, s-a întâmplat ceva groaznic. Pur și simplu ai căzut brusc la pământ, fără suflare și nu mai știam ce să fac. După ce am trecut peste asta, peste ani și ani, ai apărut iar în altă familie, dar cu aceeași înfățișare și cu același prenume. Dar povestea se repeta iar și iar, până ultima dată când te-am întâlnit, când Lucifer mi-a spus cu adevărat ce se întâmpla. Cu cât aveam mai mult să încerc să-ți spun ce simt, cu atât mai mult tu dispăreai de lângă mine, făcând excepție doar cazul în care erai o vrăjitoare puternică, dar tu continuai să fii doar un om. Până acum totul s-a repetat, acum o să fie altfel. Ai fost însemnată de la naștere cu simbolul divin, pentru că ai renunțat să supraviețuiești încă de bebeluș, când Lucifer te-a atacat doar pentru a-mi slăbi puterea. Atunci când sufletul perechea unui înger moare, o parte din puterea lui se duce până când acea persoană se va naște iar. Văzând toate acestea, stăpânul meu te-a apărat printr-un simbol pe braț de pe sistemul lui Lucifer și ți-a dat un scomăreț în viață, să-l ajut să găsească manuscrisul pierdut, să mă ajut să-l găsesc. Nu degeaba este steaua lui David ca semn din naștere. Deja nu îi prea el, mai eram sigură că el era în toate facultățile mentale. Ce prostii îmi ruga acolo, de parcă toate prostiile erau adevărate, dar parcă simțeam că totul este ascuns în mine, simțeam totul că se leagă cu adevărat. Și totuși el nu avea de unde să știe de semnul meu ciudat din naștere, nimeni nu știa în afară de mine și părinții mei. Deci, dacă te ajut nu mai mor? Și care-i faza cu vrăjitoarea? Nu poți să fiu vrăjitoare, cred că te cam înșel sau confunzi persoana. Te asigur că sunt om 100%. Asta crezi tu, asta te-au lăsat să crezi părinții tăi. Ești mult mai puternică decât ți-ai fi putut imagina vreodată. Cred că ești atât de puternică încât până și Lucifer te-a considerat o amenințare și a vrut să fie sigur că scapă de tine. Dar tu ai fost cea care a trăit. Ai fost prima persoană care a supraviețuit în urma unui atac de-a lui Lucifer. Ești cea mai puternică vrăjitoare din toate timpurile și singura capabilă de lucruri mărețe. Ai un viitor atât de strălucit încât nici nu îți poți imagina. Dar lăsând totul la o parte, acum trebuie să iei o decizie. Mă vei ajuta să găsesc pergamentul pierdut sau mă vei lăsa în pace și doar vei pleca? Rațiunea parcă striga la mine că ar trebui să-l las acolo și să-mi văd de viață, dar inima parcă mă punea să zic da, să-l ajut, căci adânc în mine am știut de la început că eram destinați împreună, deși am încercat să alung sentimentul acela care nu-mi dorea pace.
Acum, pur și simplu, mă simțeam împăcată că eram alături de el, că puteam să-l ajut și aveam să fac tot ceea ce îmi stătea în putință, să pun mâna pe stupizenia aceea de pergament. O să te ajut, spun în cele din urmă, fără urmă de îndoială în suflet. În acest moment, pur și simplu, nu mă mai pot doar să mă prefac că nu s-a întâmplat nimica. Se pare că ești o parte constantă din viața mea și dacă acest lucru înseamnă că trebuie să te ajut, atunci te ajut, chiar dacă acest lucru înseamnă că poate nu ne vom mai revedea. Dar am luat o decizie și o voi duce până la capăt. Sean a început să zâmbească și pur și simplu știam că se bucura nespus de mult, că îl ajutam și că eram alături de el. Mă simțeam bine alături de el și nu aveam să pierd acest lucru pentru nimic în lume. Îmi alung privirea către ceas și deja văd că era miezul nopții. Trebuia să mă întorc acasă, neapărat, altfel mama și tata aveau să se îngrijoreze. Sean, trebuie să plec. E deja miezul nopții și trebuie să fiu acasă. Dar mâine îți promit că mă întorc și putem începe căutările. Noapte bună! Noapte bună, Teo! Spune Sean în timp ce mă ia în brațe și mă strânge la pieptul lui pentru câteva momente, apoi îmi dă drumul. Dacă ți se pare ceva ciudat, te întorci numai decât. Ai grijă! Ies în noaptea rece și mă grăbesc către casa mea, unde luminile erau deja aprinse. Intru în casă și îi găsesc pe mama și tata uitându-se liniștiți la televizor. Când am intrat în living, amândoi m-au asaltat cu întrebări. Le-am răspuns la toate cu cuvinte monosilabice, apoi m-am scuzat sub pretextul că sunt foarte obosită și trebuie să mă duc la culcare. Deja totul era prea mult pentru mine. Dacă cineva mi-ar fi spus acum câteva ore că sunt cea mai puternică vrăjitoare de pe pământ și că am să-mi cunosc sufletul pereche înger, aș fi zis că nu este sănătos la cap, mai ales când începea să-mi povestească tot ce se întâmpla de fapt, tot războiul dintre bine și rău, dintre rai și iad. Acum, pur și simplu, eram băgată până peste cap în povestea asta și nu mai aveam ce face ca lucrurile să se întoarcă la cum erau înainte, în vremea când credeam că sunt doar un om și că o să-mi duc o viață liniștită precum ceilalți. Mă întind pe pat și încerc să adorm, pentru că următoarea zi aveam școală. Simt cum somnul mă fură încet și de la un moment dat totul se face negru, căzând într-un somn profund. Dimineața mă grăbesc să mă pregătesc pentru ore, care începeau mai târziu decât de obicei, pentru că doamna de educație tehnologică era deja bolnavă și nu putea veni încă la ore. Mă îmbrac repede și traversez grăbită holul către ușa de la intrare. O deschid și dau cu ochii de Sean, care aparent aștepta în fața casei mele la prima ora dimineții. Privirile ni se intersectează, iar el zâmbește cu gura până la urechi, se grăbește către mine și îmi ia ghiozdanul de pe umăr, punându-și-l pe umărul său, oferindu-se să-mi îl care. Bună dimineața, spune Sean voios în timp ce mergea în fața mea pe stradă. Bună dimineața, spun eu mormăind. Nu vreau să par nepoliticoasă, dar ce faci aici la 7 dimineața când se presupune că tu ai trebui să dormi buștean, iar eu să merg singură către școală, fără să atrag atenția întregului cartier? Din moment ce servitorul lui Lucifer te-a văzut acolo, nu mai ești în siguranță nicăieri singură. Dar nu vrem să te prindă Daniel și să te ucidă pentru a-i termina treaba lui Lucifer. Și în plus, îmi face o deosebită plăcere să-mi petrec timpul cu tine, dar oricât aș vrea să stăm la taclale, trebuie să-ți spun că am aflat cum putem să găsim manuscrisul, care se află cu siguranță în acest oraș. Sean deja devenise serios dintr-o dată și îmi dădeam seama că nu glumea când spunea asta, dar ceva din atitudinea lui și din privire mă făcea să cred că era ceva ce nu-mi spunea, lucruri legate de recuperarea acestui misterios manuscris. Mai e ceva ce trebuie să-mi spui, nu? Da, găsirea lui te implică și pe tine. Știu că nu ai mai avut de-a face cu o vrajă până acum, dar poate încerci să folosești o vrajă de localizare pentru a ști unde ar trebui să căutăm. Știu că pare imposibil, dar cu antrenamentul necesar poți să o faci. Vrajă? Singurele vrăji de care auzisem eu erau doar cele din Harry Potter, care nu se puneau la socoteală în cazul nostru, pentru că deja încercasem să le practic când eram mică și nu a avut să se dă niciun rezultat. Nici măcar nu știam ce înseamnă să fii vrăjitoare cu adevărat, că Sean deja își dorea să facă o vrajă care, din câte înțelegeam, trebuia antrenament. Și mă rog, cum propui să fac cu pregătirea mea inexistentă în ale vrăjitoriei? Adică nici măcar nu știu o vrajă sau ceva ca să pot înțelege și cred că nici tu nu ai experiența necesară pentru a mă învăța. Nu, eu nu știu nimica, dar știu pe cineva care poate să te ajute. Un vechi prieten bun cu care obișnuiam să ne petrecem timpul. O să ți-l prezint, dar după școală, pentru că acum am ajuns la destinație. Ajunsesem deja la școală și de-abia acum observam că toate privirile erau ațintite asupra noastră. Fiecare elev din fiecare clasă, fie el mare sau mic, se uita la noi, iar expresiile faciale variau de la uimire, la furie, invidie sau pur și simplu indiferență. Cred că ar fi mai bine să pleci până nu se gândește careva să mă ia peste picior în timpul orelor. Nu știi cât de răi sunt copiii pe aici, așa că ar fi mai bine dacă ai dispărea acum.
Shonen convințează cu o mișcare a capului și apoi îmi dă rucsacul și pleacă grăbit în curtea școlii. Mă grăbesc și eu până în sala de clasă, pentru că mai aveam doar 5 minute până se suna de intrare. Din fericire am ajuns la timp, putându-mi scoate cărțile și caietele și să mă pregătesc înainte să vină profesorul. Orele au zburat ca prin minune și în sfârșit m-am simțit normală. Ele erau singurul lucru care rămăsăseră la fel după toate nebuniile care se petreceau în viața mea. Sean deja mă aștepta la intrarea în școală când am ieșit eu de la cursuri. Păream frigurat, de parcă aștepta de mult acolo. Frigul afară se întețea și, deși era decât septembrie, temperaturile scădeau pe zi ce trecea. Aștepți de mult timp aici? Îl întreb eu amuzată pentru că obrajii deja îi se înroșiseră căpătând o nuanță rozalie. Nu mai știam la ce oră terminai și m-am gândit să te aștept o vreme pe aici în caz că apari. Dar am așteptat puțin, doar o oră și jumătate, spune Sean zâmbit. Ai așteptat o oră întreagă doar pentru mine? Nu puteai să întrebi pe cineva să afli programul? Îl întreb eu deja uimită de faptul că stătuse în frig atâta timp doar ca să mă aștepte. Sean a lăsat capul în jos rușinat. Am urmărit ceva care semăna cu un nu m-am gândit la asta, apoi a rămas tăcut analizând strada pustie care ducea spre casă. Liniștea dintre noi deja se adâncea și devenea deranjantă, așa că am decis să spun ceva doar pentru a completa. Dacă vrei, putem să facem planul la mine acasă. E mai aproape, plus că putem să căutăm prin cărțile mamei de vrăjitorie din pod. Tocmai mi-am amintit că le ține acolo. Chiar obișnuiam să mă joc cu ele când eram mică, dar niciodată nu am băgat în seamă scrisul în latină sau desenele bizare inscripționate pe coperțile prăfuite. Ochii lui Sean au început să lucească brusc și tot corpul i-a fost invadat de lumina puternică aurie familiară mie. Am văzut cum aripile au început să crească apărute de nicăieri din spatele lui, fulfuind în bătaia vântului. Stai în spatele meu! A țipat Sean brusc și s-a postat în fața mea ca un scut împotriva adversarului. Am reușit să-l văd pe Brian peste umărul lui Sean, cum se apropia cu aceiași ochi roșii ca ai omului care ne atacase noaptea trecută. Îi puteam auzi clar incantațiile rostite cu glasul lui melodios și nu puteam crede ce vedeam. Brian era un ucenic de-a lui Lucifer, trădându-mă în cel mai josnic mod care se putea. Deodată am auzit o altă voce, care rostea aceleași cuvinte venind din spatele nostru. Puteam recunoaște vocea aceea atât de bine, îi puteam simți ura cu care ne atacase mai înainte, îi puteam simți prezența întunecată. Era Daniel. Amândoi ne încolțiseră pe mine și pe Sean, nu mai aveam nicio cale de scăpare. Urmam să fim omorâți de cei doi, dar lucrul care mă durea cel mai tare e dacă urmam să fiu ucisă de către cel mai bun prieten al meu, cel în care avusesem încredere oarbă până acum. Gândul acesta nu-mi dădea pace și cu fiecare secundă ce trecea simțeam cum furia se acumulează în mine, îmi simțeam mâinile azând din ce în ce mai tare, ca și când îmi luaseră foc. Nu mai puteam suporta presiunea care se acumula în pieptul meu și durerea surdă care parcă mi-invadase inima, nu mai puteam accepta nimic. Ajunge! Strig eu eliberându-mă de toată energia pe care o acumulasem, trimițând-o în cei doi jetul de lumină deja măturând cu ei asfaltul. Niciunul nu se așteptase la așa ceva și puteam să le văd expresiile îngrozite de pe față, dar nu puteam să mă opresc doar aici. Simțeam în suflet un foc care de-abia începuse să ardă și pe care nu voiam să-l sting, ci voiam mai mult, voiam să se aprindă și mai tare, de parcă toată viața îmi depindea de acest lucru. Totul devenea mult mai clar acum, de parcă îmi regăsisem o parte pierdută din mine, de parcă acum în sfârșit eram întreagă. Mă întorc pe Brian și îi întâlnesc privirea speriată. Tu, strig eu îndurerată, cum ai putut să-mi faci una ca asta? După toate prin care am trecut, după toate aventurile pe care le-am avut împreună, ți-ai vândut sufletul lui Lucifer? Ce încerci să dovedești cu asta? Ți-ai pierdut latura umană pentru ce? Pentru a trăi veșnic? Scot un țipă de durere care puteam să jur că nu era omenesc și arunc cu o bilă gigantică de lumină către Brian, care deja se pregătea să se apere. Dar nu a fost suficient de puternic, întrucât am văzut cum balonul de lumină a trecut prin el, spulberându-l în mici particule cenușii care au dispărut imediat din aer. Mă întorc către Daniel, care deja o luase la fugă, dar nu a reușit să ajungă prea departe, pentru că a avut și el aceeași soartă ca Brian, dispărând într-o fracțiune de secundă. După ce m-am calmat și am realizat ce am făcut, m-am întors către Sean, care m-a analizat din cap până în picioare cu curiozitate. Nu-mi venea să cred. Ce făcusem? Tocmai mi-omorâsem cel mai bun prieten. Tocmai mă transformasem într-o bestie fără suflet. Simt cum lacrimile încep să mi se rostogolească pe obraj și mă las să cad în genunchi pe asfaltul rece. Deja plângeam cu hohote, îmi simțeam stomacul întorcându-se pe dos când mă gândeam la ce tocmai făcusem. Îl simt pe Sean venind lângă mine, punându-și o mână pe umărul meu.
Tocmai am omorât, sunt o criminală. Stai departe de mine, cine știe cum aș putea să te rănești și pe tine? Spun repede, îndepărtându-mă de el. Nu ești o criminală, ai făcut ce trebuia. Acela nu mai era prietenul tău din momentul în care s-a angajat pentru Lucifer. Ai fost cu adevărat o luptătoare și ai făcut totul ca să mă salvezi. Căci dacă nu erai tu, probabil acum eram morți amândoi. Dar am luat două vieți, le-am luat dreptul de la a trăi. Nu le-ai luat viața, mă întrerupe repede Sean. Sufletele lor erau deja luate de Lucifer atunci când și-au primit puterile de vrăjitori întunecați. Acum haideți să intrăm cât mai repede în casă, să începem căutările. Vine spre mine și se uită fix în ochii mei, îmi ia mâinile și mi le acoperă cu palmele lui, apoi mă ajută să mă ridic de jos de unde căzusem. Nu ești un monstru, zice el uitându-se la mine cu compasiune. Ești o eroină care ne-a salvat pe amândoi. Eroina mea, continuă el zâmbindu-mi, dar ca fiecare eroină trebuie să te ridici după ce cazi. Trebuie să treci ca o adevărată învingătoare, ca o vrăjitoare puternică ce ești. Acum este timpul să începem căutările. Haide să mergem. Mă simt îmbărbătată de cuvintele lui și mă ridic deja simțindu-mă mai bine. Încă eram afectată de faptul că omorâsem două persoane. Mă rog, servitori fără suflet al lui Lucifer. Dar și una avea dreptate, trebuia să trec mai departe. Ne grăbim până la casa mea, unde nu se vedea niciun semn de mama și tata. Intrăm și ne îndreptăm direct spre podul casei. Era întunecat și aproape nu puteam distinge nimic. Tot ceea ce vedeam erau doar umbrele cutiilor puse una peste alta. Ne facem drum printre toate lucrurile abandonate acolo și în sfârșit ajungem la colțul meu de joacă de când era mică. O căsuță de păpuși era așezată în mijloc, iar în jurul ei stăteau jucării de pluș prăfuite și învechite. Pur și simplu uitasem locul acela care îmi trezea atâtea amintiri frumoase. Lângă căsuță era o cutie mică și știam că în ea erau cărțile. O deschid încet și văd înăuntru ceva care nu-l mai văzusem până acum. Îl scot să mă uit mai bine la el și rămân înmărmurită. Era pergamentul lui Sean, era plin de simboluri necunoscute care au început să strălucească cum l-am atins și care se mutau dintr-o parte în cealaltă a paginii, formând un fel de limbaj secret. Îmi arunc chiar privirea în cutie și văd un medalion copiat în mof strălucitoare. Mă întorc spre Sean și le arăt lăsându-l mască. Îi puteam vedea uimirea de pe față când le-a văzut. A luat pergamentul și l-a desfăcut pentru a-l citi. Acesta este cheia mea pentru libertate. În sfârșit pot să mă întorc în rai, spune Sean cu bucurie și mă ia brusc în brațe. Mă retrag din brațele lui, lăsându-l să înțeleagă că nu avem dispoziția necesară pentru îmbrățișări și cobor în living unde mă trântesc pe canapea. Eram de-a dreptul obosită, de parcă toată chestia cu vrăjile mă secase complet de energie. Îl simt pe Sean cum se așează pe fotoliul de lângă canapea și se uită la mine. Teo, începe el cu o voce pierdută, îmi pare rău. Știam exact la ceea ce se referea și doar gândul acela îmi făcea inima să se rupă în două. Știam asta de la bun început, de când acceptasem să-l ajut, dar niciodată nu credeam că o să fie atât de dureros. Urma să mă despart de Sean pentru totdeauna. Asta însemna că nu mai aveam să-l văd niciodată, nicio reîncarnare, nicio revedere miraculoasă, nimic. Totul avea să dispară pentru totdeauna. Simt cum lacrimile mi se adună, gata să înceapă să curgă, dar trebuia să mă țin tare, trebuia să nu plâng. Deși nu petrecusem mult timp cu Sean, puteam să afirm că exista ceva magic între noi, fie cu sau fără conexiune între suflete pereche, și nu puteam renunța ușor la așa ceva. Știu, reușesc să șoptesc. Știu că trebuie să pleci de curând și, deși nu mă pot împăca cu gândul acesta, nu te pot împiedica să te duci acolo unde aparții de fapt. Ești menit pentru lumea aceea, nu ești făcut pentru lumea noastră. Se vede cu ochiul liber, așa că nu mă voi pune în calea destinului tău. Ești liber. Spunând ultimele cuvinte, ușa s-a deschis brusc, trântită la perete și pe ușa a intrat o umbră întunecată care lua încetul cu încetul forma unui bărbat. Întunericul și puterea pe care le emana erau copleșitoare. Nu mai simțisem atât de mult rău în viața mea. Era ca atunci când cele mai rele coșmaruri se iveau de nicăieri. Deși nu spusese nimic, știam cine era și știam ce dorea. Nu aveam niciun dubiu că era el. Toate semnele arătau că el era Lucifer. Cu o simplă mișcare a mâinii mă proiectează în zid, privirea mea deja începând să se împăienjenească. Mă durea tot corpul și simțeam că alunec cu fiecare secundă spre întuneric, începeam să-mi pierd cunoștința. Tot ce reușeam să văd era imaginea încesoșată a lui Sean, încercând să-i țină pieptul lui Lucifer, dar se vedea că deja începea să nu mai reziste. Trebuia să fac ceva, trebuia să-l vezi pe Sean. Deodată nu știu de unde mi-amintesc o vrajă pe care am citit odată din cărțile mamei și pur și simplu știam că avea să funcționeze. Îmi adun toate puterile și încep să zic incantația care avea să-l trimită pe Lucifer de unde venise. Exorcizamus te omnis immundus, spiritus omnis satanica potestas, omnis incursio infernalus adversari, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica, ergo draco maledicte et ciesiam tuam securitibi facias, libertate, service, te rogamus audinos.
Deja începuse să țipe și văzând care efect, am început să rostesc în continuu incantația ce îl slăbea. Deși mă simțeam stoarsă de puteri, continuam vraja, căci nu mă puteam opri atunci, nu puteam să-l las să scape. Shonun s-a profitat de momentul lui de slăbiciune și a aruncat spre el un ghem de lumină puternică, care l-a lovit direct în piept, făcându-l să dispară din living. Totul se terminase în sfârșit și acum nu ne mai pândea nicio primejdie. Puteam să fim liniștiți că Lucifer nu-și va mai arăta fața mult timp de acum înainte. Îmi adun toate puterile și mă ridic pe propriile picioare, încercând să merg până la canapea unde puteam să mă întind și să mă odihnesc. Dar brusc totul s-a făcut negru și am simțit cum pământul îmi fuge de sub picioare, prăbușindu-mă pe podeaua rece și tare. Îl aud pe Sean în îndepărtare cum îmi strigă numele, simt cum două brațe puternice mă ridică de pe pământ și mă așează pe pat, apoi totul a fost pierdut în negură. Când m-am trezit a doua zi, imediat ce am deschis ochii, l-am văzut pe Sean dormind în fotoliul de lângă patul meu. Își sprijinea capul de mână, iar razele soarelui iluminau chipul palid. Câteva șuvițe de păr îi căreau peste ochii închiși, dându-i un aspect divin ca un înger. Părea atât de liniștit în ciuda tot ceea ce se întâmplase ieri, părând pentru prima dată cu adevărat un păcat. Mă ridic și pășesc cu grijă, fără a face un zgomot pe podeaua camerei. Tocmai mă pregăteam să ies, când simt mâna cuiva pe încheietura mea. Mă întorc repede, speriată, și spre mirarea mea era doar Sean, care se trezise și care acum avea un zâmbet larg pe față. Unde crezi că te duci la ora asta fără să scoți niciun sunet? La școală? Îi răspund mai mult ca o întrebare decât ca o propoziție. Ai fost deja învoită. Acum trebuie să te odihnești, ținând cont că ai consumat o cantitate foarte mare de energie ieri. Luptându-te cu trei vrăjitori, din care doi semidemoni și unul stăpânul iadului, cred că ai fost destul de norocoasă să supraviețuiești. Și în plus, mai sunt doar câteva zile până când trebuie să plec în rai, așa că vreau să-mi petrec fiecare zi cu tine. Nu vreau să ratez nimic din ceea ce am putea face împreună. M-a tras brusc de mână și în câteva secunde am ajuns în brațele lui. Îi puteam simți mirosul specific. Scoțișoare și cuișoare, parfum care mă atrăgea mereu și pentru prima dată nu m-am împotrivit. Poate că aveam și eu nevoie de îmbrățișarea asta atât de mult cât avea și el. Poate că îmbrățișarea asta era un singurul lucru frumos de care mai aveam parte. Am stat așa minute în șir, apoi Sean îmi șoptește la ureche. Te iubesc! N-am putut să zic nimic, dar acele două cuvinte parcă mi-au mângâiat auzul și inima și m-au făcut să fiu și mai sigură că eu și Sean eram destinați împreună. Eram ca Yin și Yang, atât de diferiți, dar totuși ne potriveam perfect, formăm un întreg. Zilele au trecut ca prin minune, iar eu și Sean petrecusem fiecare moment împreună. Ne întâlneam dimineața la prima oră și ne despărțeam seara, aproape de miezul nopții, când trebuia să dormim. Totul era așa de frumos, dar amândoi știam că cel mai greu moment dintre toate se apropie. Era ziua plecării lui deja și ne hotărâsem să ne întâlnim pentru a ne spune la revedere. În acel moment îmi simțeam inima atât de îndurerată, încât la vederea lui Sean am început să plâng. Acesta mi-a șters ușor lacrimile și mi-a luat mâna între-a lui. De ce totul trebuia să fie atât de nedrept? Nu greșisem niciunul să fim pedepsiți așa și totuși nu puteam ocoli inevitabilul. Hei, începe Sean, vreau să-ți dau asta, spune și scoate pandantivul mov pe care îl găsiseram în cutie. Vreau să-l ai tu, ca așa să te poți ști în siguranță mereu. Te va apăra de orice rău posibil în lipsa mea. Gândește-te la el ca la un simbol al iubirii mele veșnice pentru tine. De câte ori îți va fi dor de mine, să-ți amintești că voi fi acolo sus și te voi veghea mereu. O să fiu îngerul tău păzitor. Sean îmi dă părul la o parte de pe ceafa și îmi prinde lănțișorul la gât. Îl simțeam atât de bine la gâtul meu, de parcă fusese creat pentru mine. Acum, pentru ultimele momente, vreau să facem o promisiune veșnică, că nu ne vom uita, indiferent de ceea ce se întâmplă în viețile noastre, să ne promite că vom păstra amintirea acestei iubiri epice din inimă toată viața. Și că într-un final o să fim iar împreună, până când moartea ne va uni din nou. Promiți, căci eu pot să promit cu mâna pe inimă. Promit, până când moartea ne va uni. Îi vedeam fața lui Sean cum se apropia de a mea și știam ce va urma. Am închis ochii și am simțit buzele lipite de ale mele într-un sărut, care va rămâne veșnic ca o promisiune de a ne revedea. Aveam primul sărut din viața mea cu sufletul meu pereche, cu băiatul pe care îl iubeam nespus de mult. Ce altceva mai puteam dori în situația mea? Când am deschis ochii, Sean dispăruse fără urmă, semn că se întorsese acasă la el în ceruri. Și acest gând m-a făcut să zâmbesc, știind că era fericit acolo unde era. Îmi duc mâna la pandantiv și îl mângâi ușor, știind că mă vedea în momentul acesta. Și eu te iubesc, Sean, spun eu cu ochii la cer și cu regret în suflet că nu a avut să se încurajul să-i spun acest lucru față în față. Nu știam ce-mi rezerva viitorul sau ce avea să se întâmple în scurta mea viață de muritor, dar mereu o să știu că la finalul acestei călătorii voi fi reunită cu el, jumătatea mea magică, cel destinat mie.
Dar până atunci mai aveam o viață întreagă de trăit, o viață pe care trebuia să o trăiesc la maxim, o viață în care voi face o grămadă de nebunii, știind că va fi ultima viață trăită aici, pe pământ, acest loc magic și minunat care nu este respectat atât cât ar trebui. Sfârșit. Mulțumesc.